Tradițiile ne definesc ca popor, dragii mei. Noi știm asta, dar ceea ce trebuie să știm este că mereu ar trebui să apreciem ceea ce au făcut bunicile noastre, cu atâta migală, cu atâta dragoste pentru noi, urmașilor. Vă propun să urmărim în următorul reportaj povestea Elenei Nencov. Este un meșter popular din zona Curtea de Argeș. Știți de ce e interesantă povestea ei? Pentru că a găsit o metodă surprinzătoare de a se apropia de tinerii din ziua de astăzi. Aveți un costum foarte frumos cu care sunteți îmbrăcată. Din ce zonă provine? Costumul este din zona Argeșului. Eu m-am născut pe Valea Vâlsanului, în satul Brădetu, o zonă care are o varietate de costume. În sat s-a și cusut foarte mult, dar s-a și țesut. Acest costum are un motiv floral deosebit, cu trandafir, cu panseluțe. Este specific zonei noastre, deși atunci copiii la o vârstă mai fragedă poartă o ie cu roșu, apoi spre maturitate ea capătă diverse nuanțe, diverse motive populare. Fota și ea la fel are un colorit aparte, la fel cu flori. Există și un cânte care spune că nu e floare pe câmpie, ca pe fotă și pe ie. Dumneavoastră și coaseți ei? Și eu cos, aș putea să spun mai puțin, că nu-mi permite timpul, că am și o altă, am un servici, și dar împreună cu mama mea recondiționăm, ea este cea care, fiind la pensie, are mai mult timp și uneori mai realizăm și ei, pentru copii, pentru prieteni, pentru nepoate, dar în limita timpului. Mai mult am recondiționat și costumul popular pentru mine este o pasiune. Dețin o colecție de ei, mai ales din zona comunelor învecinate, comunei mele unde m-am născut. Câte ei aveți? Nu știu dacă exagerez, poate am 50 de ei, poate nu știu, niciodată nu le număr, dar de fiecare dată când am ocazia achiziționez ceva cât mai deosebit. Consider că în această luptă cu modernismul și tradiționalul vom mai găsi costume populare mai un an, doi. Acum toată lumea e dispusă să comercializeze, dar aș dori cu timpul să pot să realizez o expoziție cât mai bogată în care să scot în evidență această bogăție a noastră. Cum ați învățat să coaseți aceste însemne și motive tradiționale? Aș putea să spun că cred că nimic nu e întâmplător. De mică am cochetat cu muzica populară, cu dansul popular, așa cum erau activitățile atunci la școală. Apoi, după terminarea liceului, chiar și când eram studentă, am fost o perioadă ghid al Oficiului Național de Turism și într-o vizită cu un grup de străini la Muzeul Satului, aici în București, am văzut păpuși din altă, din diverse zone ale țării și m-am decis, așa a fost o cotitură în viață, am zis, domnule, trebuie să încerc și eu să fac și eu din zona noastră, având așa o mare varietate de costume, să fac ceva, să scoatem în evidență. Și la început au fost niște păpuși integral, numai din pânză, mai naive, care, din păcate, o parte dintre ele, deși am vrut să le păstrez, că au fost primele, nu mai sunt, se află în colecția altora, le-am dăruit și cu timpul ne-am perfecționat și căutăm să creeze o păpușă care să nu se îndepărteze foarte mult de la naivitate și de la arta tradițională. Toate au niște ei foarte frumoase și că au și o pincuțe realizate. Păpușa este integral confecționată de mână, este din pânză, umplută cu vatelina. Ea are un costum, în general vreau să folosesc eșantioane din costume vechi. Pentru unii aceste păpuși sunt o întoarcere la vatra copilăriei. Este deosebit, te simți așa mulțumit sufletește când vine și spune așa purta și mama sau așa purta bunica sau am avut și eu un costum sau am și atunci și mai e. Deci totuși păpușa zici că a atins scopul acțiunii vizate.
Văd că aveți și alte produse, sunt aici niște fețe de masă, niște mileoașe, cum le spuneam cândva. Diverse șervețele, diverse fețe de masă, care la fel au fost realizate de-a lungul timpului. Fiecare își are frumusețea ei în parte, prin model, prin creativitate și prin ceea ce vrea să reflecte. Unele au motive geometrice, altele au motive florale. Depinde de... Eu consider că fața de masă este, atunci când aranjăm o masă cu diverse ocazii, este cartea noastră de vizită. Indiferent ce bunătăți ai pune pe ea, dacă fața de masă nu e cusută manual, nu e tradițională, parcă masa nu este atât de copioasă. De unde achiziționați pânza? Pânza achiziționăm în general de pe la femeile în vârstă care încă mai păstrează așa ceva, deci destul de greu. Pe la rude, pe la prieteni, prin cunoștințe, din păcate pânza de astăzi nu mai are aceeași calitate și nu mai e bumbac cu acela adevărat. Mai văd aici și alte produse și cutiuțe și niște linguri, da? Cum v-a venit ideea să faceți aceste cutiuțe? Pentru că suntem așa un împătimiți de a păstra tot ce este tradițional, fiecare bucățică de model cu sun manual sau țesut manual, pentru noi înseamnă ceva și nu vrem să aruncăm nimic și vrem să folosim totul și să facem să atragem atenția publicului vizitator, copiilor, să le arătăm ce valori avem, ce bogăție tradițională. Sunt copii care nu au avut bucuria unei copilării la țară, o bunică la țară, nu au văzut o bunică torcând la vatra focului și nu cunosc ce puteau să facă femeile atunci. Suntem într-o luptă continuă de a distrage copiilor atenția de la calculator, de la tabletă, spre ceva valoros. Și atunci fiecare eșantion, fie el cât de mic, încercăm să-l scoatem în evidență. Și atunci am creat aceste casete care se pot păstra diverse, eu știu, o bijuterie sau fiecare, poate fi un cadou la îndemâna oricui. Un cadou tradițional, pentru că trebuie să nu uităm de unde am plecat și să respectăm motivele și... Pentru cei care călătoresc, pentru cei care vor să ofere un cadou celor care sunt iubitori de altă tradițională. Ați avea un îndemn sau un sfat pentru tineri din acest punct de vedere al păstrării și aprecierii tradițiilor? Să știți că, cum să zic, prin activitatea mea sunt meșter popular cu atestat dat de către Centrul de Conservare și Păstrarea Culturii Tradiționale Argeș. Prin diversele acțiuni, chiar prin participări la diverse târguri în țară, în străinătate, suntem angrenați și solicitați de către școli, muzee, în cadrul programului Școala Altfel. Și atunci venim în contact cu copiii și creăm la ateliere, creăm păpuși, creăm cosături, depinde ce se solicită. Și de fiecare dată ne propunem ca să îi facem să înțeleagă că este momentul să ne întoarcem fața spre trecut, să privim cu respect față spre trecut și cu încredere în viitor, în promovarea acestei arte și acestei bogății pe care am moștenit-o. E drept că este greu, lupta între modernism și tradițional, între acel scop al nostru primordial de a înlătura chiciul, este mare, dar treptat rezultatele se văd, însă și prin solicitările care le avem de a efectua ateliere cu copiii, de a avea reprezentații, de a avea expoziții cu diverse ocazii și sperăm să reușim. Deci, atât că din ceea ce ați adunat informativ de la Vatra Slatului, cum vă place să spuneți dumneavoastră din ce am observat, dați și mai departe tinerilor și asta e foarte important. Dacă nu transmitem acest meșteșug, înseamnă că am muncit degeaba. Dacă nu avem urmași, dacă nu... M-aș bucura să apară o păpușăreasă care să creeze, de fapt fiecare își va crea propria păpușă, dar măcar acolo, cât de cât, să spună v-am văzut, de aici m-am inspirat. Fiecare este cu harul lui și cu darul lui, dar trebuie să păstrăm ceea ce avem. Noastră nu-i degeaba un brand și... Ne întoarcem la ei pentru că aveți aici câteva ei importante. Aș vrea să ne spuneți câte ceva din povestea ei de Argeș.
Așa cum v-am spus, Argeșul are mare varietate de costume, fiecare vale a unui râu are un alt costum. De aceea, atunci când în fiecare an în Argeș avem o sărbătoare a Argeșului și a Mușelului, ea se încheie cu o paradă a costumului popular pe esplanadă în Pitești și se alege Miss Costum Popular, atunci este o ocazie unică de a vedea adevărate valori din Lada de Zestre. Ele sunt adunate de-a cursul timpului de la rude, de familie, de la prieteni, cunoștințe sau diverse persoane care poate din anumite motive se lipsesc de aceste lucruri pentru a satisface o nevoie foarte urgentă. Ele au diverse modele, cum ați văzut, ori flori, ori motive geometrice. Sunt ei care s-au îmbrăcat numai la momente importante în viață, la nuntă, au fost ei de soacră sau ei de nașă. Avem și cămăși și bărbătești, care la fel, aceste ei în zona Argeșului, cămăși de fapt, se ofereau nașului sau socrului, erau cămăși de sărbătoare, care puteau fi purtate cu chimir, cu bete la strânse în talie, dar și cămăși de noapte. Ne vă dorim succes în activitate, multă sănătate și dumneavoastră și mamei să duceți mai departe motivele tradiționale și tradiția românească. Și eu mulțumesc și adresez invitația celor interesați de artă tradițională, de produse naturale românești, să vină să ne viziteze standurile la orice acțiune și să ne aprecieze dacă e cazul sau să ne corecteze când atunci ceva nu este în regulă.